Bună ziua și bine v-am regăsit la știri! În această dimineață, polițiștii și procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia au efectuat mai multe percheziții care vizează sustragerea și traficul cu obiecte de patrimoniu din zona munților Orăștiei. Apartamentul din Orăștie al lui Adrian Stoicoi și casa acestuia din Grădiștea de Munte, sat aflat la poalele Sarmizegetusei Regii, au fost percheziționate astăzi de polițiști într-o anchetă coordonată de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Perchezițiile au durat mai multe ore. Dosarul vizează infracțiuni de complicitate la furt de artefacte de obiecte de patrimoniu, a precizat procurorul Mihaela Chicea, purtătorul de cuvânt al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Adrian Stoicoi a declarat că se simte hărțuit de anchetatori. Caut obiecte de patrimoniu de ani de zile, care nu le găsește niciodată nimeni. Doar unii cred că există. Dumneavoastră ați mai fost cercetat într-un dosar și condamnat 6215, condamnare la Deva, achitare la Alba Iulia la Curtea de Apel. Și atunci, de ce a mers așa procesul? A spus? Păi... Sau de ce ați fost acuzat, poate puteți să-mi spuneți atunci? Ceva. De tentativă la detecții, de detecții, de deținere. Iară nu s-au găsit nimic, iară nimeni nu știe nimic, doar acuzații false. A unor specialiști din toate ministerele și o gașcă de infractori, propriu-zisă, care face o spălare de bani. După finalizarea anchetei, parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia va oferi informații despre rezultatul percheziției, au precizat reprezentanții instituției. Mai multe localități din județul Hunedoara riscau să ajungă sub asaltul gunoaielor și asta din cauză că vechile gropi de gunoi au fost închise, iar deponeul de la Bârcea Mare nu poate prelua încă gunoiul, întrucât nu au fost finalizate toate procedurile pentru funcționarea acestuia. În cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor, în vara anului trecut, vechile gropi de gunoi au intrat în proces de închidere. Locul lor ar fi trebuit să fie luat de deponeul de la Bârcea Mare, însă, chiar dacă acesta a fost finalizat în toamna anului trecut, licitația pentru desemnarea firmei care să-l opereze a început doar de câteva săptămâni. Reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara spun că s-au găsit soluții temporare la această problemă. La începutul verii anului trecut, groapa veche de gunoi ADV a fost închisă până la intrarea în exploatarea noului sistem ecologic de colectare a deșeurilor în arealul geografic avut în vedere, care cuprinde mai multe localități, inclusiv reședința de județ. Deșeurile au fost depozitate într-o groapă temporară de gunoi. După ce licitația va decide cine este operatorul deponeului ecologic, acesta va avea obligația să transfere gratuit gunoiul din groapa temporară în noul deponeu, într-un cuantum care să corespundă unei cantități rezonabile statistic, perioadei de funcționare și cantităților normale de colectare lunară din deponeul temporar. Divergențele au apărut în stabilirea acestei cantități de deșeuri care trebuie transferată. Teama că s-ar putea bloca colectarea deșeurilor a pornit de la o chestiune birocratică apărută în caietul de sarcini al licitației ce va stabili firma care urmează să administreze deponeul. E vorba de cantitatea de deșeuri care trebuie transferată gratuit și care trebuie să-și o asume câștigătorul licitației. Ea a fost considerată prea mică, se arată într-un comunicat al Consiliului Județean Hunedoara. Licitația pentru desemnarea firmei care se va ocupa de deponeul ecologic de la Bârcea Mare este în derulare. Mai mult, potrivit reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara, rectificarea caietului de sarcini se va face prin note de clarificare, astfel încât transparența să fie totală pentru firmele interesate să preia gestionarea noului sistem ecologic de procesare a deșeurilor. Un elev din clasa 11-a de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani pleacă în vară în Statele Unite la un concurs internațional fix la sediul Microsoft. Alți 12 s-au calificat la fazele naționale ale diverselor concursuri și olimpiade, iar toți sunt o armată de oameni care au inventat roboți și pun Valea Jiului pe harta lumii. Mihai Macarie va pleca în august la un concurs internațional și va reprezenta România, Valea Jiului și liceul său la unul dintre cele mai renumite concursuri de informatică din lume. S-a clasat primul din câteva zeci de concurenți cu care s-a întrecut și spune că informatica este pasiunea sa. A fost deja la sediul Microsoft din România și acum urmează să-și îndeplinească un nou vis, acela de a ajunge în Statele Unite ale Americii, chiar dacă până acolo nu a fost deloc ușor. Ca să mă înscriu în competiție, a trebuit să dau o certificare Microsoft Office Specialist,
Am avut de ales între Word, Excel și PowerPoint, versiunea 2010 sau cea de 2013, iar eu am dat Word 2010. Cu ce ai impresionat? Prin punctaj. S-a făcut o selecție pentru etapa națională, s-a făcut o selecție la nivel național, s-au ales cele mai bune punctaje, iar pe 6 mai a avut loc finala la sediul Microsoft România, la București. E un mediu de lucru foarte fun, să zic așa, e un mediu foarte interesant de lucru acolo. Cu câți oameni te-ai bătut pentru postul ăsta? 23 de oameni. De unde? Din diverse colțuri ale țării. Mihai este pasionat de informatică și vrea să-și facă un viitor în acest domeniu. Abia așteaptă să ajungă la etapa internațională și să revină cu noi premii și o experiență de neuitat. Lui se adaugă și o întreagă armată de tineri, care toți s-au clasat la diverse materii la faza națională. Ei înseamnă mândria acestui liceu. Sunt elevii care s-au calificat la fazele naționale. Ne mândrim cu acești copii pentru că au muncit foarte mult pentru a ajunge aici, împreună cu profesorii de la clasă, și sperăm ca aceste rezultate se cuantifice în viitor în rezultate și mai bune, astfel încât acest liceu să-și păstreze tradiția în ceea ce privește rezultatele la Olimpiade și nu numai la activitățile în totalitate care se desfășoară aici. Toți au construit un robot cu care vor participa la un simpozion pe teme de robotică și toți recunosc că muncesc enorm ca să ajungă aici. 5 dintre acești adolescenți s-au calificat la faza națională a Olimpiadei de matematică, alți 3 la informatică, iar restul la limba engleză, franceză sau italiană. Cercetătorii de la Insemex Petroșani și experții în dresaj canin de la Sibiu vor să facă un parteneriat prin care să antreneze câini special pentru detectarea explozivilor. Câinii de rasă vor veni la poligonul de încercare de la Petroșani și, după o perioadă de dresaj, vor fi capabili să detecteze astfel de substanțe și să reacționeze corespunzător. În contextul global actual, unde detecția explozivilor este absolut necesară, cercetătorii de la Insemex își pun la dispoziție poligonul și cunoștințele pentru a crea o rasă de câini antrenat special pentru a detecta astfel de substanțe. Câinii vor veni de la Centrul Chinologic din Sibiu, iar poligonul le va fi pus la dispoziție lor și dresorilor lor. Am avut o solicitare preliminară, am avut o întâlnire cu reprezentantul conducerii Centrului Chinologic de la Sibiu. Intenția dânșilor este să dezvoltăm o colaborare în sensul în care acei câini pe care dânșii îi dresează să poată fi capabili să detecteze toate gamele posibile de explozivi susceptibile de a fi întâlnite pe piață, pe baza mirosului, urmând ca noi să le punem la dispoziție poligonul nostru de testare explozivilor, în situațiile în care avem anumite tipuri de explozivi la certificare sau la încercare. Și de asemenea un dresaj al acestor câini ca să se familiarizeze cu treptat cu zgomotele produse de explozii. În Petroșani există un poligon special folosit de experții în Semex pentru testarea explozivilor și acolo se va face pe viitor dresajul acestor câini. Sunt câini polițiști de rasă, antrenați pentru diverse misiuni și care se vor specializa și în ceea ce pare a fi temerea mondială, explozivii care ar putea fi folosiți în atentate teroriste. Pentru că în ultimele luni la primăria Hunedoara au ajuns numeroase plângeri privind stolurile de ciori, din această săptămână copacii din zona Rusca a bulevardului Dacia sunt acoperiți cu o plasă menită să nu mai lase ciorile să se așeze sau să își facă cuiburi pe crengile copacilor. În ultimele luni, la primăria Hunedoara au ajuns numeroase plângeri privind stolurile de ciori care și-au făcut cuiburi în castanii de pe bulevardul Dacia, stoluri deranjante pentru localnici. Oamenii s-au plâns că păsările au lăsat în urma lor adevărate covoare de găinați urât-mirositoare. Păsările, în perioada în care există vegetație abundentă, nu mai stau în oraș. Practic, plasa va fi pusă experimental pe bulevardul Dacia. Să vedem dacă funcționează ca soluție pentru îndepărtarea ciorilor. Iar dacă funcționează, atunci toți copacii de pe bulevard care sunt cu cuiburi de ciori vor fi înveliți în plasă, au declarat reprezentanții primăriei municipiului Hunedoara. Amplasarea acestor plase se va face în mai multe zone din Hunedoara pentru a se reduce numărul de cuiburi și formarea de noi colonii.
Trei simpozioane vor avea loc în aceste zile la Petroșani, la Universitatea de aici, unde sunt așteptați atât specialiști în ecologie și geologie din întreaga țară, dar și specialiști în domeniul roboticii sau ai economiei. Prima manifestare începe vineri dimineață și este dedicată geologilor și descoperirilor lor științifice. Specialiști și studenți din mai multe centre universitare din România vin la Petroșani, unde vor participa la cea de-a 14-a ediție a unui simpozion național pe teme de geologie și ecologie. Studenții noștri vin și ei cu lucrări de valoare. Este ediția 14-a simpozionului național, organizat de universitatea noastră. Presupune prezentarea mai multor lucrări din alte centre universitare, cât și din centrul universitar al nostru. O să fie reprezentanții din București, de la Facultatea de Geologie, o să fie reprezentanții din centrul universitar de la Iași. La facultatea noastră, facultatea de mine, o să avem un număr de 19 lucrări. Eu și colegii mei o lucrare pe protominerit și o să fie, sperăm să iasă foarte bine. Ciobi Lorinț este cel care organizează și de această dată simpozionul de ecologie și geologie, care începe vineri la ora 10 la Biblioteca Universității. La fel ca în fiecare an, avem musafiri din toată țara, elevi, studenți, masteranți și doctoranți, de la Iași la Timișoara, de la Petroșani la București, în total fiind reprezentate 8 centre universitare. Lucrări însumează circa 70 de comunicări elaborate de 85 de participanți, coordonați de 36 de profesori coordonatori. Universitatea din Petroșani va găzdui alte două simpozioane la care sunt de asemenea invitați studenți și cadre didactice din țară. Toate simpozioanele au invitați din afara Centrului Universitar Petroșani, studenții noștri, și am ales, începând de anul trecut, să invităm și elevi de la licee. Vor exista secțiuni speciale pentru elevii de la licee la simpozionul Geoecologia. Avem 5 licee din Valea Jiului. Vor fi studenți, elevi din liceele Văi Jiului și la simpozionul Știință Societate al Facultății de Științe. Acolo lucrările elevilor sunt împărțite între secțiuni, deci vor participa alături de studenți. Iar la Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică am reușit să facem doar acea secțiune preuniversitară de robotică, la care vor veni participanți din licee din Hunedoara, deci nu numai din Valea Jiului, pe probleme de robotică. Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Să urmărim acum grupajul de știri pe scurt. Primăria și Consiliul Local Deva recompensează și în acest an cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Premiul constă într-o sumă de bani și o diplomă de fidelitate. Pentru a beneficia de acest premiu, cuplurile care au domiciliul în Deva și au împlinit sau împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul acestui an sunt așteptate să-și depună cererea la Direcția Publică Locală de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă, compartimentul de stare civilă, împreună cu xerocopii după actele de identitate și certificatul de căsătorie. Acordarea premiului și a diplomei, care marchează jumătate de veac de fidelitate, se va face într-un cadru festiv în cursul lunii decembrie 2016. În cursul acestei săptămâni, Poliția Română intensifică acțiunile pentru asigurarea unui climat de siguranță în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor și pentru eficientizarea măsurilor necesare asigurării bunei desfășurări a procesului instructiv-educativ. La nivelul județului Hunedoara, echipaje de poliție sunt prezente în zona intrărilor în școli, în intervalele orare în care se efectuează intrarea și ieșirea de la cursuri a elevilor. De asemenea, vor fi efectuate patrulări în zona școlilor, atât pe parcursul orelor de curs, cât și în perioadele când elevii nu au cursuri, întrucât multe unități școlare dețin terenuri de sport care sunt frecventate de un număr mare de copii. Copiii sub 3 ani care provin din familii defavorizate și care merg la grădiniță sau creșă vor beneficia de etichete sociale potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate ieri de guvern. Executivul a modificat printr-o ordonanță de urgență legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, în sensul eliminării vârstei minime de la care se poate acorda acest drept de 3 ani, precum și a vârstei maxime până la
care se poate acorda 6 ani. Astfel, de acest drept beneficiază copiii care provin din familie al căror venit lunar pe membru de familie este de maximum 284 de lei. Pentru copiii înscriși în învățământul preșcolar în anul 2015-2016, termenul de depunere a cererilor de solicitare a acestui stimulent este de maximum 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență adoptate miercuri. Legea privind încurajarea copiilor să urmeze învățământul preșcolar promovează prezența la grădinița a copiilor prin acordarea unui stimulent financiar sub forma unui tichet social de 50 de lei lunar. Fost viceprimar al Devei Florin Oancea revine în atenția devenilor după 4 ani în care s-a retras din viața politică. Acum Florin Oancea candidează la funcția de primar al municipiului Deva din partea ALDE. Florin Nicolae Oancea este candidatul ALDE la funcția de primar al municipiului Deva. Fost viceprimar al Devei timp de 6 ani în perioada 2004-2010 și candidat independent la funcția de primar al Devei în anul 2012. În ultimii 4 ani s-a retras din viața politică, dedicându-se micii sale afaceri pe care o administrează. Acum vine în fața devenilor cu cele mai potrivite soluții la problemele comunității. Acesta s-a întâlnit cu devenii care se aflau ieri în zona pieței agroalimentare. Dacă vrei să votezi. Așa, dragă. Eu vă doresc succes în campania dumneavoastră și numai bine și dacă o să fiți ales, să faceți ceva concret. Strângem. Bine, dacă dincolo de funcția de primar, Florin Oancea își dorește să facă administrație și să colaboreze cu cetățenii orașului, ținând cont de părerile acestora. Ca viitor primar, își dorește să transforme Deva și zonele aparținătoare într-un oraș modern, dezvoltat și stabil din punct de vedere economic și social. Rămâneți alături de noi, revenim după câteva minute de publicitate cu știrile din sport. Continuăm jurnalul cu știrile din sport. Sportiva Mihaela Kiș, legitimată la SCM Deva și componentă a Centrului Național de Judo de la Deva, a câștigat finala categoriei 44 de kilograme la Cupa Europei, competiție rezervată cadeților desfășurată la Cluj-Napoca. Judoca antrenată de Ramona Enache și Mugurel Ciușca a obținut singura medalie de aur la feminin pentru România. În cadrul Cupei Europei de la Cluj-Napoca au concurat 33 de sportive din România. În afara trofeului obținut de Mihaela Kiș, s-au mai obținut 2 medalii de bronz prin Ana Sârbu, categoria 40 de kilograme, și Narcisa Ion, categoria 70 de kilograme. La masculin, România a fost reprezentată de 74 de sportivi care au obținut 2 medalii de aur, 2 de argint și 2 de bronz. Astfel, în clasamentul general pe națiuni, tricolorii au avut un bilanț de 9 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 4 de bronz și s-au clasat pe locul 3 după Italia și Ungaria. Real Sport Deva a anunțat premiile pentru ediția a 10-a campionatului de mini-fotbal amator Deva. Sezonul 2015-2016 a fost câștigat de echipa Pera BMW, iar festivitatea de premiere va avea loc duminică 22 mai de la ora 19. Potrivit site-ului hunedoarasport.ro, sezonul 2015-2016 aduce a 10-a ediție a campionatului de mini-fotbal amatori Deva, iar premiile pentru festivitate sunt destul de consistente, valoarea lor ridicându-se în acest an la peste 17.000 de lei. Organizatorii vor oferi echipamente sportive și articole sportive pentru toate echipele participante în campionat. Acești 10 ani de competiție la baza Real Sport Deva nu puteau trece neobservați, așa că
organizatorii au și câteva premii speciale pentru oamenii și echipele care au pus umărul la dezvoltarea mini-fotbalului. Cu câte un rând de echipament vor fi premiate cele mai vechi echipe participante în competiție, iar premii speciale vor primi Ovidiu Mănăstire, Claudiu Sav și Marius Dragomir pentru promovarea sportului de vean, Alin Petraș pentru cel mai longeviv delegat al unui club, dar și Adrian Radu pentru contribuția și sprijinirea mini-fotbalului de vean. Cum va fi vremea la noapte și mâine în județul Hunedoara aflăm chiar acum din rubrica Meteo. Ploile revin în județul Hunedoara, minima nopții de 10 grade se va înregistra la Hațeg. La Petroșani, Petrila, Uricani, Orăștie și Gioagiu vor fi 11 grade, iar maxima nocturnă de 12 grade Celsius se va întâlni la Hunedoara, Simeria, Călan și Brad. Mâine vremea va fi călduroasă, însă sunt anunțate și precipitații. La Petroșani, Petrila și Uricani se vor înregistra mâine cel mult 18 grade Celsius. Cu un grad mai mult vor indica termometrele la orele amiezii la Orăștie, Gioagiu și Brad, iar la Hațeg vor fi maximum 20 de grade Celsius. La Hunedoara, Simeria și Călan se vor înregistra 21 de grade Celsius. Și în reședința județului Hunedoara la noapte se vor înregistra 12 grade. Mâine ne vom putea bucura de o zi frumoasă, însă spre după amiază este posibil să plouă. În termometre vom avea maximum 21 de grade Celsius. Aici încheiem jurnalul de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. O seară excelentă tuturor. La revedere! Salon. Frumusețea trezește sufletul la viață. Lorena Beauty Salon.